Simona Halep este singura jucătoare din țara noastră care mai continuă cursa pentru câștigarea turneului de la Madrid. Performanța fetelor noastre rămâne însă formidabilă. Având în vedere că sportul românesc în ultima perioadă înregistrează mai multe eșecuri sau rezultate negative, nu eșecuri, lucrul acesta trebuie să ne bucure, dar să ne dea și de gândit. Pentru că sportul trebuie să fie prioritatea numărul unu a unei societăți care vrea să aibă un popor educat și sănătos. Confruntarea dintre Halep și Begu a fost cu scântei. Simona a cedat nervos în setul 2, deranjată fiind de atitudinea staffului Irinei. Când ești într-o confruntare, cred că nervii ocupă mai mult loc înaintea confruntării propriu-zise. Și e bine să le lăsăm ca pe un incident de ăsta minor și să nu facem acum un război sau să începem un război care ele ar trebui să fie combatantele. Eu cred că până la urmă se va rezolva. E normal, fiecare are orgolii, fiecare își dorește să câștige și atunci lucrurile astea au explodat sau poate trebuie, sau n-au explodat, nu știu chiar toate amănuntele, dar eu zic că nu e chiar așa de tragic să facem, să vedem partea frumoasă a lucrurilor. Au jucat, ne-au dat o lecție, să nu uităm că nu jucăm în România, am jucat în Spania și toată lumea a aplaudat jocul sportivelor noastre. Tenisul românesc se află foarte sus și asta doar cu investiții private. Statul a rămas dator ca de fiecare dată.